Cu ocazia începutului noului an școlar, tineretul social-democrat din Mehedinți a donat rechizite copiilor din județ cu o situație financiară precară. Astfel, pentru 10 de elevi din comunele Pristol și Devesel, care fac parte din familii defavorizate, au fost achiziționate prin contribuția membrilor TSD Mehedinți, ghiozdane, rechizite școlare, jucării și dulciuri. Fără școală, sincer, e foarte complicat, așa că chiar dacă e greu, și indiferent, mai ales tu că ești mai mărișor, le spui și la frații tăi pe parcurs, totul pleacă de la educație, da? Cât ar fi de greu și toate cele întâmpinate, toate problemele care se depășesc. Cu școală, cu învățare și educație, cu siguranță viitorul nu poate să fie decât frumos, așa ca voi, toți. Normal, fără asta te mai poate. Exact, bravo, uite, vă. Poftim. Se înscrie care dintre voi? Zeci de copii au primit la sfârșitul săptămânii trecute ghiozdane complet dotate, jucării și dulciuri din partea tineretului social-democrat Mehedinți, într-o acțiune dedicată începerii noului an școlar. Strategia președintelui tineretului social-democrat, Alexandru Cojocaru, de a se baza din ce în ce mai mult pe tineri, se dovedește a fi câștigătoare. Acesta fiind mereu atent la nevoile copiilor și nu numai, cu o situație materială mai puțin bună. Încheiem astăzi campania TSD Mehedinți, prin care am oferit rechizite, dulciuri și tot ce este necesar pentru începutul anului școlar mai multor familii din județul nostru. O încheiem astăzi, așa cum am spus, în comuna Devesel și pe această cale vreau să-l felicit pe Cătălin Mihar pentru organizare. Vreau să-l felicit pentru implicarea în comunitatea din care face parte. Ne dorim ca în mai multe localități din județul nostru să găsim tineri implicați care își doresc să îmbunătățească nivelul de trai și să sprijine copiii, cetățenii din comunitatea din care face și el parte. Astăzi încheiem, așa cum am mai spus, o campanie frumoasă, o campanie de suflet la care noi, tinerii social-democrați, ținem foarte mult, care a devenit deja o tradiție și sprijiniți de președintele PSD Mehedinți, domnul Aladin Georgescu, de toți liderii Partidului Social-Democrat, ne bucurăm că în fiecare an putem să aducem zâmbete pe fețele acestor copii minunați din județul nostru și să-i încurajăm să nu renunțe la educație, să nu renunțe la școală, pentru că îi poate ajuta foarte mult în viață. Organizația Tineretului Social-Democrat, conduse de Alexandru Cojocaru și Maria Mitrache, dovedesc că sunt singurele organizații politice de tineret din Mehedinți, implicate în activități civice și sociale. Împreună cu colegii mei de la echipa Tineretului Social-Democrat Mehedinți, am venit să le facem o mică bucurie unor copii cu posibilități reduse. Pentru că luni începe școala, am ales să le aducem câteva rechizite, jucărioare, pentru că sunt și niște copilași mai mici și dulciuri. Președintele Tineretului Social-Democrat, alături de numeroși membri ai partidului, au reușit și de data aceasta să readucă zâmbetul pe buze copiilor greu încercați de soartă. Cu sprijinul colegilor mei social-democrați, am reușit și în acest an să ajungem înainte de începerea școlilor la micuții din județul nostru pentru a le oferi ghiozdane echipate cu cele necesare, hăinuțe și, bineînțeles, nelipsitele dulciuri și jucării. Bucuria lor este și a noastră, este o acțiune de suflet pentru noi. Ne aflăm în comuna Pristol datorită faptului că luni începe școala și împreună cu colegii din cadrul Tineretului Social-Democrat Mehedinți am venit să putem să facem un început școlar mult mai frumos unor copii din familii defavorizate care nu au atâtea posibilități financiare. Nu este primul an în care se desfășoară o astfel de acțiune. La fiecare început de an școlar, tinerii social-democrați oferă o mână de ajutor copiilor, ale căror familii nu au posibilitatea să le asigure toate cele necesare pentru a începe studiile. Iar Cătălin Mihart este foarte implicat în comunitatea pe care o reprezintă. Am participat astăzi cu colegii mei de la TSD Mehedinți la o acțiune de care sunt foarte mândru și doresc să fie cât mai mult de genul ăsta. Îi felicit pe colegii mei pentru inițiativă. Am fost astăzi la o familie din comuna Devesel, care are 4 băieți foarte frumoși, școlari și preșcolari. Acestora le-am oferit cam tot ce au nevoie pentru începerea anului școlar, rechizite, ghiozdanele, tot ce este necesar. Nu în ultimul rând, i-am sfătuit la un lucru pe care îl prețuiesc foarte mult, indiferent de greutățile care sunt în zona rurală, să nu renunțe niciodată la educație și la învățătură. Doar cu aceste două elemente își pot crea un viitor frumos. Să sperăm că prin astfel de gesturi pe care noi o să le mai facem în comuna noastră și nu numai, pentru că această acțiune țin să menționez că a avut loc pe întreg județul Mehedinți, desfășurată de TSD Mehedinți. Sper să avem rezultate în continuare, copiii să ne asculte cât se poate de mult sfaturi și să nu renunțe la școală. E foarte important. Și să încurajăm aceste gesturi să le facă și alți oameni care au posibilitatea de a face acest lucru, pentru că educația este pilonul societății normale și de bun simț.
Am venit în ajutorul unei familii cu posibilități reduse și încercăm să le dăm ocazia de a merge la școală, să învețe, să reușească în viață, fiind cea mai bună șansă a lor de a se realiza și de a ajunge pe propriile picioare. Și cu ajutorul echipei Tinere Social-Democrate, sper că le-am făcut o bucurie astăzi și o să-i ajute și în viitor. Suportul membrilor Tinerilor Social-Democrați a fost binevenit, deoarece sunt cunoscute cazurile în care multe familii nu își trimit copiii la școală din cauza că nu le permite situația financiară. Copiii au fost extrem de încântați de cadourile primite din partea membrilor Tinerilor Social-Democrați Mehedinți, iar emoția acestora s-a putut citi pe chipurile lor. Cum te numești? Mihai. Câți ani ai? Fac 16. Unde ești la școală? La Șimian. La Șimian. Da. Te bucuri de surpriza care au făcut-o tinerii sociali? Da, foarte mult. Cum vi se pare această surpriză venită din partea Tinerilor Social-Democrați? Chiar nu ne așteptam. E binevenit faptul că au primit... Da, și ne bucurăm pentru ei. Hai, Bogdan, zici și tu ceva, mami. Îmi spui și mie două cuvinte, te bucur ce ai primit. Da. Mergi la grădiniță? Da. Să-mi spuneți cum vi s-a părut surpriza venită din partea tinerilor din TSD? Foarte bine, foarte frumos. Chiar suntem mulțumiți. Câți copii aveți? Patru. Cred că se bucură foarte tare că au primit caiete, ghiozdanele, jucării. Da, se bucură foarte, foarte frumos. Cum te numești tu? Dariu. Câți anișori ai? 8 ani. Te bucur că ai primit surprize, cadouri? Da. Da? Vei merge la școală în curând, vei începe școala. Îți place la școală? Da. Da? Fiecare început de an școlar presupune o cheltuială în plus pentru părinții elevilor, pe care unii nu și-o permit, iar Tineretul Social-Democrat a dorit să suplinească aceste lipsuri. Acțiunile Tinerilor Social-Democrați sunt unele de suflet, fiind posibile datorită implicării organizației de tineret social-democrat, având tot sprijinul și susținerea domnului președinte al Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, dar și a domnilor parlamentari și tuturor liderilor social-democrați.